Sunt Ștefan Pășcuță, bine v-am găsit la știri. Începem jurnalul cu o informație de ultim moment. Accident grav în apropiere de Iași. Un tir încărcat cu 20 de tone de sfeclă a lovit un autobuz care s-a răsturnat peste un microbuz. Din primele informații, o persoană a murit și alte cel puțin 6 sunt rănite. Autoritățile au declanșat și planul roșu de intervenție. Aflăm mai multe detalii chiar acum de la George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași. Bună dimineața, dacă ne auziți! Bună dimineața! Spuneți-ne ce informații aveți până la această oră. Bună dimineața! Începând cu ora 5.53, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza al județului Iași a fost apelat prin apelul unic de urgență 112 că s-a produs un accident rutier în localitatea Lescani între un tir, autobuz și un microbuz. Începând cu ora 6 a fost activat planul roșu de intervenție. În urma accidentului rutier au rezultat 13 victime, din care 6 au fost transportate la spital, 5 descarcerate și, din nefericire, o victimă a fost declarată decedată. Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza al județului Iași au fost direcționate la locul intervenției 2 autospeciale speciale de transport victime multiple, 3 echipaje de prim ajutor calificat, un echipaj de terapie intensivă cu medic, o descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare cu 20 de pompieri militari. Au fost direcționate din partea Serviciului de Ambulanță Județean 3 autospeciale, din partea Inspectoratului de Poliție al județului Iași 3 echipaje de intervenție. Activitatea în teren a fost coordonată de către inspectorul șef al Inspectoratului pentru Spații de Urgență Mihail Grigore Sturza al județului Iași, colonel grădinarul Ionuț. Câte persoane se aflau în total în microbuz, autobuz? Deci au fost 13 victime, a fost necesară transportarea la spital a 5 bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 44 de ani și o femeie de 35 de ani. După cum vă spuneam, la locul intervenției, după descarcerare, șoferul microbuzului a fost declarat decedat. Mulțumesc foarte frumos. 55 de ani. Mulțumim pentru aceste informații. Continuăm știrile. După numărarea 93% din voturi,